Ținut în stand-by de Antena 1 cu filmările pentru emisiunea Poftiți la noi, Nea Mărin a oferit prima sa declarație despre ce se va întâmpla cu show-ul pe care îl prezintă de mai bine de 14 ani. El a mărturisit în exclusivitate pentru cancan.ro că încă nu a fost contactat de producători. Aștept o discuție cu producătorii, a spus el. Altfel, Nea Mărin nu stă degeaba. Îndrăgita vedetă TV are o activitate intensă și face ceea ce iubește mai mult, dansul. Nea Mărin e ocupat cam tot timpul, dar nu cu filmările pentru show-ul la care s-a consacrat, ci cu ofertele pe care le primește pentru a fi prezent la diverse evenimente. În aceste zile, el se află în juriul unui festival internațional de dans, ajuns la ediția 16-a, eveniment care are loc la Vatra Dornei.